Bărbatul din Alba Iulia încerca să vândă unui cetățean din Unirea 40 de litri de motorină proveniți din camionul pe care lucrează ca șofer. Evenimentul s-a întâmplat în cursul zilei de miercuri 22 iunie. Bărbatul a fost surprins în momentul infracțiunii. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar față de bărbatul din Alba Iulia s-au început cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.